Deșteptarea. Un raport al ONU sau un raport realizat de experți în climatologie sub sigla ONU arată că ceea ce vedeți în aceste zile, de fapt ceea ce trăim, că nu-i vorba despre altceva, incendii, chiar și în România am avut incendii de vegetație, dar cele din Grecia vă sunt bine cunoscute, inundații sau fenomene extreme, furtunile astea care vin și doboară tot. Nu e ușor să ai furtună cu 100 de kilometri la oră la vânt în plină vară. E bine, fenomenele astea sunt doar începutul a ceva. Schimbările climatice nu mai sunt ceva de viitor, așa cum erau anunțate acum 20 de ani, ci se întâmplă în momentul acesta. Raportul despre care vă povesteam și care a apărut ieri spune însă în felul următor, că ceea ce vedem astăzi e doar o parte mică, pentru că în curând vom asista la evenimente meteo extreme fără precedent în istorie. Or, asta este chiar de groază, de asta am sunat-o pe Roxana Bojariu, care este climatolog, și încercăm să aflăm de la dumneavoastră mai multe lucruri despre ceea ce s-a scris în ultimele 24 de ore, cel mai important raport pentru existența noastră ca specie, dacă vreți. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Ce înseamnă evenimente meteo extreme fără precedent în istorie? Înseamnă, practic, evenimente meteorologice sau climatice, valuri de căldură, episoade cu ploi abundente, uragane, care au intensitate și persistență ce, practic, nu s-a mai observat de sute sau de mii de ani chiar. Și vorbim de evenimente extreme care au impact, din păcate, asupra oamenilor și ecosistemelor. Asta se întâmplă și la noi? Noi suntem o țară temperat continentală, cum s-ar spune. Adică noi la ce să ne așteptăm sau de ce să ne speriem? Se întâmplă și la noi, evident. Se întâmplă pe tot globul. Nu există bucățică de pe Terra unde să nu existe un impact al schimbării climei, numai că factorii locali modulează răspunsul la această provocare globală și ai, evident, diferențe. Încălzirea globală nu este una uniformă în spațiu și timp, dar, din păcate, va trebui să fim pregătiți și în România, dacă până acum mi s-a părut că am fi fost oarecum la marginea evenimentelor. Nu, nu e așa. Oricând putem avea și noi inundații ca în Germania. Și dacă în Germania, o țară cu infrastructură extraordinară și cu o capacitate instituțională extraordinară, au fost problemele acelea, să ne gândim ce ar putea fi la noi. Dar, cum spuneam, să ne pregătim pentru ce e mai rău și să sperăm în ce e mai bine. Acum știți cum e, vorbim de acest subiect, iar dumneavoastră sunteți un om care avertizează și explică lucrurile astea de zeci de ani de acum. Nu știu, din acest raport, care argument credeți că ar trebui să-l folosim cu intensitate sau cel asupra, cel care v-a atras atenția în mod deosebit, astfel încât lumea să înțeleagă că e o chestiune care ne privește în mod direct și pe locuitorii acestei țări? Da, sunt dovești științifice clare, sunt cifre, sunt până la urmă cercetări care vin cu rezultate foarte bine fundamentate, care arată că dacă în anii care vin, din 2021 acum, nu reducem în mod serios emisiile și sistematic, atunci, din păcate, lucrurile se pot amplifica din punct de vedere al încălzirii globale și al fenomenelor extreme și chiar se pot trece anumite praguri critice. Aceste praguri critice înseamnă că poți ajunge la fenomene în cascadă care deja avem o schimbare climatică rapidă, dar acele fenomene în cascadă deja merg spre un dezastru și mai rapid și nu mai poți ține pasul, nu mai poți avea nimic sub control. Și un exemplu ar putea fi modificări în topirea
ghețarilor și învelișului de gheață din Groenlanda, din vestul Antarcticii, care ar putea să aducă creșterea nivelului oceanului planetar mult peste ceea ce se estimează acum, prin declanșarea acestor procese în cascadă. Sau am putea vorbi de ce se întâmplă în Amazon, din păcate, unde vedem că din rezervor de carbon devine emițător de carbon acest ecosistem extraordinar al Amazonului. Dar, doamna Bojariu, există o listă de făcut pentru fiecare dintre noi? Adică, ok, noi știm că ar trebui să ne schimbăm, nu știu, poate mașinile, să trecem de la cele poluante la cele hibride sau electrice, dar în afară de acest lucru, cum am putea să încetinim procesul ăsta? Fiecare dintre noi, nu neapărat la nivel de guverne. Sigur, dar să știți că e vorba aici de un efort integrat dacă vrem să avem succes și să reducem emisiile în așa fel încât să avem timp să ne adaptăm, să cumpărăm timp. Că aici e problema. Emisiile pe care le reducem acum sunt pentru viitorul nostru, pentru că noi deja am schimbat sistemul climatic și va trebui oricum să ne adaptăm la ceea ce am schimbat, dar totuși să nu ajungem într-o situație mai rea. Și atunci e nevoie de efortul tuturor, pornind de la noi, de la persoane, numai că efortul trebuie să fie coerent, adică noi ca persoane putem face multe prin alegerile pe care le avem în viața de zi cu zi, alegeri în sensul naturii, nu împotriva ei. Dieta noastră, e bine să mâncăm alimente locale și evident asta înseamnă un bonus și pentru economia locală, economia națională, dar înseamnă foarte mult pentru amprenta de mediu, pentru că dacă ți-aduci cireșele din Argentina și usturoiul din China, vă dați seama ce emisii sunt pe transport, pe depozitare, toate lucrurile astea se simt în mediu. Apoi, cum ne deplasăm? Iarăși, trebuie să alegem. Ideea e de a alege, nu de a fi constrâns sau de a încerca să mergem unilateral spre o soluție. Atunci când poți să alegi bicicleta sau transportul în comun. Evident că lucrurile acestea trebuie să îți fie oferite într-un cadru în care poți să alegi, așa cum energia, căldura, apa pe care le economisești se adună coerent, mai dacă ai un cadru pe care comunitatea locală, pe care administrația locală ți-l oferă. Așa. Pentru că dacă ai un sistem ca în București, unde pierderile pe rețea de apă, de exemplu, sunt atât de mari încât practic mai contează efortul nostru de economisire. Nu că noi economisim, dar pe de altă parte rețeaua aici uite. Deci, de asta zic, contează foarte mult ca eforturile noastre, alegerile noastre, ale persoanelor să fie într-un cadru coerent, asigurat la nivelul comunității locale, la nivelul aș vrea național. Să vă întreb, vrea să vă întreb un lucru foarte simplu la final. Dumneavoastră, ca om care lucrați cu aceste date și ca cetățean al acestei țări, om, sunteți mai curând optimistă sau pesimistă în privința a ceea ce vom reuși să facem pe mai departe? Sunt moderat optimistă. De ce? Pentru că, până la urmă, toate lucrurile, toate alegerile noastre, toate eforturile comunității locale, naționale, europene, vin în ideea de a avea chiar o calitate a vieții mai bune în condițiile schimbării climei. Nu de a trăi mai prost, nu de a renunța la lucruri pe care le-am câștigat prin știință și tehnologie. Totul e să abordăm altfel lucrurile și economic, dar și la nivelul social și la nivel personal. Foarte interesant. Mulțumim tare mult, doamna Bojariu, spor la treabă. Cred că ar trebui să ne vedem la un moment dat într-o ediție de România în direct sau Deșteptarea României. Sunt foarte multe întrebări de pus și cred că doamna Bojariu ni le poate explica pe îndelete. Eu mă gândesc în felul următor, că ceea ce urmează să facem nu e neapărat pentru noi, care suntem la jumătatea vieților noastre, da? Cei care ne ascultați. Nu știu dacă putem să lăsăm o lume mai bună, dar vă îndemn să gândiți în felul următor. Copiii noștri sunt încă mici, tineri. Toată viața lor va fi grevată de aceste fenomene.
da? De incendii, de inundații, de tot felul de nenorociri de genul acesta. Schimbarea pe care am făcut-o este o schimbare, cred, unii specialiști, pentru zeci de ani sau secole. Întrebarea pe care să vă puneți în fiecare zi este: cum o să trăiască persoana care vă este cea mai dragă pe lume când o să aibă vârsta noastră? Deșteptarea